Bun venit la un nou demo cu Snake! 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 E vorba de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, da, cu vreo 3 luni prea târziu după lansarea sa, dar hei, am ajuns la el în sfârșit și, hei, spre surprinderea mea este, cum să spun, știți că atunci când au apărut cerințele pentru asta, GTA 5 am spus că Ubisoft a trebuit ca să reevalueze, eu știu, condiția asta de a fi în viață. Hei, jocul ăsta arată destul de bine și, cum să vă spun, extra high pe tot, bine. Ăsta nu pot să-l țin la extra high pentru că setarea asta este una făcută special pentru plăci video Nvidia care suportă așa ceva. Este tipul ăla de ocuzie ambientale super special care nu este suportat de nimic în afară de Nvidia seriile, ultimele două serii parcă. Atât. În restul dau, pot să las totul pe ultra high și va, pe extra high și va parta bine. Ok. Am o mică problemă cu grafica asta, dar merge bine. Merge chiar foarte bine. Cred că însă o să scad detaliul de la umbre și efecte ca să... și filtrele puțin. Ca să meargă mai bine demo. Adică merge pe la vreo 30 ceva cu astea activate. 30 ceva când jurul ăla. Era mult, mult mai jucabil decât era ceva ca, eu știu, Black Flag. Adică nici măcar nu mă leg de Unity. Nu, Black Flag este mai bine optimizat decât Black Flag și arde mai bine în multe aspecte. Ok, dăm ok. Yes. Este un joc, deci, este al naibii de bine făcut. Dar iarăși am o mică problemă cu grafica asta. Vedeți bordura asta din jurul lui Big Boss? Asta este o ocluzie ambientală. Doar că este pusă cam aiurea. De obicei astea negreau lumina din jurul personajelor, nu o făceau albă. Acum văd că o face albă. Așa că scoțându-o de tot, deci fără ea artă chiar mai bine. Deci, până la urmă, aia cred că o dezactivez permanent, chiar dacă nu o să aibă efectul ăla frumos de umbrire pe aici, prin colțuri, dar dacă vreți chiar fac o comparație acum. Nu știu dacă face asta din cauza plăcii mele video, chiar și este o placă video veche când... Când a apărut placa mea video, nu era tocmai la moda acest efect. Provoacă o chestie... Vedeți, aici se vede mult mai bine. Se vede mult mai bine umbrele, cum se preling printre colțuri, printre riduri, printre nituri. Dar personajul este iluminat. Deci are o aură... Asta devine... Mă gândesc că s-ar putea să fie oarecum în cauza și efectului de depth of field, care, din păcate, nu poate fi dezactivat. Pe de o parte, înțeleg de ce nu poate fi dezactivat, pentru că este o parte integrală din joc, adică... Ai un binoclu în joc și îl folosești foarte des pentru a vedea chestii din jurul tău și depth of field te ajută la imersiune, la obstrucționarea vederii în anumite aspecte de, eu știu, apare și ceva în fața ta, nu vezi ce este, nu vezi este clar ce este, așa că e bine că are sens să fie acolo. Restul e opțiune de display, opțiune de tot felul de chestii și hai să trecem la treabă. Campania jocului, misiunea principală, adică, este... O termin într-o oră. Deci o oră o poți termina partea principală. Dacă vrei să faci totul, iarăși am doar 8%, durează mai mult de atâta. În schimb, nu o să iau misiunea aia, pentru că nu vreau ca să vă dau spoilere sau ceva. O să iau altceva. Ceva diferit. Contact USG and cover the base, retrieve the cassette, classified mission. Sunt curios de un lucru referitor la misiunea asta. Ok, o să mă uit pe descrierea sa. Faptul o să dau start cu asta. Dacă nu este ceea ce cred, atunci o să trec la altă misiune. Pentru că v-am spus să mă repet, dacă aveam anumite idei pentru cum putea fi extins Assassin's Creed, ce fel de misiuni să fac. Adică să nu-ți spună, du-te până în piață, activează Eagle Vision, vezi că la roșu este inamic, omoară. Nu. Ceva de genul, inamicul o să aibă o pălărie roșie la ora 12 noapte pe undeva printr-o cafetiere și bea ceai sau ceva, nu știu, chestie trestie. Metal Gear Ground Zeroes ăsta are acel gen de misiune, adică îmi spune că aici este ținta, îmi spune, îmi dă o poză cu el și atât. Mă pune, îmi spune zona generală în care ar putea fi și atât, mă pune pe mine ca să-l găsesc cu binoclu, manual. Ok, trebuie să-l găsesc, deci presupun că nu pot să-l văd... Aha. Da? Ok. Ok, interesting. Ok, bun.
Oho. Aha. Deci, vedeți? Asta este design de misiuni complet deschise. Asta nu este un, nu este un cinematic, nu pot să mă schimb, pot să fac ce vreau acum. Se spune că acolo ce am, ce am acolo. Ok, acolo este ținta, cred. Nu, acolo sunt eu. Nu, acolo sunt eu. Acolo este asta... sau acolo este... Și ce mi-arăți pe harta acolo? A landing zone, acolo poți să rezist, poți să rezist acolo elicopterul. Acolo este acel searcher de acolo. Bun, avem un searcher de acolo. Meniu. Ok, poți să taci casa acum, poți să taci... Ăsta e tipul. Deci poți să-l caut. Nu va spune unde este, nu va spune care este pe ecran, trebuie să-l identific eu. Deci știu cum arată, știu cam pe unde ar trebui să fie, cred, și trebuie să-l găsesc. Caz, poți să taci acum, caz... E că o să cobor aici. Ups, ok. Asta e un joc de furișe, este un joc de stealth. Un joc de stealth la care trebuie să ai foarte multă atenție. De asemenea, este un mediu complet deschis, așa că ceea ce fac depinde cam totalmente de mine. Este un... E un... cum spun... Dacă n-ar costa 20 de euro, adică dacă ăsta ar fi, eu știu, 5 euro, dacă ăsta ar fi un demo gratuit, atunci ăsta ar fi cea mai superbă introducere pentru un joc făcut vreodată. Tanker Mission, aia din Metal Gear Solid 2, era un demo gratuit pentru Metal Gear Solid 2, lansat separat gratuit. Dacă asta ar fi fost aceeași chestie, atunci ar fi fost must play, adică obligatoriu, trebuie jucat. Așa... Ridic în picioare puțin. I avem acolo o țintă. Ok. Pitește acolo, așa, pitit, 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 pitit. Ok, bun. Obiectivul meu este ca să ajung în... One, trei... Ok, să ajung acolo. Să mă cațăr acolo. E deja cineva în... Taci, caz! Ok, s-a schimbat cumva ținta, nu e aceeași. Ok, taci, da, caz, caz. Caz, mă bucur că te-a omorât Lakewood. Serio, mă bucur. Taci din od. E o opțiune ca să fac stacă. Că atunci când trebuie să vorbești și eu e cam enervant ca să am și pe el vorbind între timp. E foarte, foarte irritant. Game settings. Nope. Dar poți dezactiva reflex mode, dacă zic mai devreme când eram observat de un inamic, a intrat într-un fel de bullet time, care îmi permitea ca să-l omor sau să-l incapacitez cumva dacă reacționez suficient rapid. Ok, trebuie să ajung acolo sus, să-l pacific pe ăla. Sunt numeroși pasnici în drum, care pot marca astfel. Da, 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 e ceva naș... Aici și trebuie să ai grijă, bun. Să mă feresc de aia, să nu mă vadă ăla. O să încerc să vă explic cam cum, acum că a tăcut caz în sfârșit, cum funcționează mecanica asta de furișat. Ai predominat o singură tastă de sneaking, deci change stance, este pe C, apăs C, ține apăsat C. Elegant, extrem de elegant, deci asta e genul de chestii care avea și asta, Deus Ex Human Revolution. Cu o tastă, când ți-ai apăsat, face chestii diferite. E foarte utilă și foarte bine implementată, pentru că, în esență, controlul jocului este acum de vreo 1000 de ori mai ușor față de Metal Gear Solid 2 sau altceva. Iar și animațiile sunt bine făcute, bine, asta a fost cam bruscă, dar are animații bine făcute, grafic, deci costumul ăsta arată atât de grozav. Și acum intră Death of Field în efect, pentru că vrea ca să... Cred că presupune că mă uit încolo, că nu mă uit la el. Deși mă uit cam la el, vreau să mă uit la el, dar nu pot. Să mă furișez, pot. Chiar ține cont oarecum de fizică, adică nu se poate întoarce, să meargă, nu poate face o rotație instantanee. Opa. E și un microfon atașat de chestia asta, așa că pot să aud ce, pot să le aud pași sau vorba. Cred că m-au văzut cumva când am coborât, nu eram eu atent. Ful, 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 ful. Ok, are idee.
Trecem pe Trank Gun, Trank Pistol. Noapte bună, prințeso. Dacă îl lovești în cap, adormi instantaneu. Ar trebui să-i mut totuși... Nu, în loc să-l mut, cred că o să fac altceva. Deci pe partea alta. O, am ratat. Am ratat. Este un stâlp în calea mea și nu pot să-l nimeresc. Ah, damn it! Era un stâlp în fața mea și n-am putut ca să trag în el. Ok. Asta e nașpa. Asta e Uber nașpa. Dacă nu era... Iarăși, are țintire fizică foarte bine făcută. Adică, dacă este un obstacol în care n-ai ce să faci, ești screwed, practic. Poate pot să ajung rapid în turn ca să mă ascund acolo. Fără să mă mai vadă cineva. Ok, Snake nu mai alerga, așa, urcă-te. A coborât? Cred că asta a coborât. Ok. Stăm a... asta e. L-am marcat pe ăla din greșeală cu... Cred că l-am marcat pe ăla din greșeală. În loc să marchez stâlpul ăsta. Ok, trebuie acum să mă uit după ăsta pe unde va veni oare. Cumva, o să, cumva e tot ăla care l-am identificat mai devreme? Nu, ăla era... Nu, nu e asta. Hai, trebuie doar ca să mă uit în jur, trebuie să fii pe aici. După asta vom mai arăt în comisiune, că asta se pare că va fi cam scurtă. Dacă nu cumva mai apare vreo ceva neașteptat. Ăsta o să vină la loc. O să vină la loc și îi pregătesc așa o surpriză când se apropie. Cred că pregătesc una așa mai devreme, cum se urcă cu pistolul și pac una în cap. Nighty night, princess, carry load. Ok, pot stau acum în picioare, că nu cred că mă mai vede nimeni. Snake, sus. Va intra în cover automat când se apropie de o suprafață, de un perete sau ceva. E util câteodată, dar nu mereu. Grafic arată bine. Arată destul de bine. Ok, ăștia... Încă mă mai caută. Cam semnalizat, dar trebuia ca să vină. Ok, n-am găsit pe nimeni. Să fie ăla? Nu este ăla. Am uit toată pe asta. Nu intră în pauză și acolo... Aha. Deci nu are mustață, nu are nimica. Nu intră în pauză șocul când te uiți pe meniul și altele. Așa că trebuie să ai grijă. Mare grijă. Poate era unul dintre ei pe care m-a dormit din greșeală. Deși cred că mi-ar fi spus dacă era. Ai urcă-te în sus. Acum stăm și admirăm peisajul. Alte misiuni se petrec în alte momente din zi. Ceea ce faci, le dă o diversitate destul de bună. Iarăși, în acest, în Ground Zero, este doar o insulă. Insula asta care, mă, nu e excesiv de mare, dar este îmbăxită și detaliată. Deci aici sunt vreo, cred că vreo 10 misiuni pe care le poți face. Auzise la un moment că era vorba și de un generator de misiuni aleatoare, dar văd că nu este de fapt în joc. Nu e niciun dintre aia doi. Mai trebuie să-l o dată. Astea sunt foarte utile noaptea. Chiar poți să le spargi. Va putea să spargi... Puteai să spargi și astea... lumini chiar și din Metal Gear Solid 2. Să fie ăla cumva. Chiar revenim la partura normală. Cred că am perturbat eu... scriptul lui, nu scriptul, dar patrula sa. Ar venit în mod normal dacă nu eram eu ca să fac scandal. Deci nu este din aia doi. Poate o să apară acum. Că au revenit la... Fapt... Mă duc ca să-i verific pe aia doi de jos. Ca să fiu sigur că nu este unul dintre ei. Hai, pitește-te. Și hai să mergem în jos. Mergem. Tip-til. Nu cred că îi pot trezi pe aia.
Adică, de unii singuri n-am văzut să se trezească. Asta e oarecum bine că... Poate am și lovit cu... I-am lovit în cap cu o poartă odată și nu s-a trezit. În Metal Gear Solid 2, când trecea peste ei, mergea mai tiptil Snake. Acum văd că... Acum nu-i pasă. Deci am găsit un aspect la care Metal Gear Solid 2 era mai realistic decât ăsta. Și ăla era... Scuze, cumva mi se văd... E cam noroi aici. Speram să mi se vadă urmele, dar văd că nu se văd în noroi. Ok, deci nu e tocmai la fel de realistic în unele aspecte ca Metal Gear Solid 2. Asta... Ar putea fi asta. Nu, nu e asta. Nu, nu e asta. Am și două cadavre prin jur, deci poate l-am speriat. Spune că o să fac el contact cu mine. Văd că nu vrea să facă contact cu mine. Hai, ne uităm pe hartă. 3. Dezactivăm asta. Classified Maker, dar trebuie să fac contact cu ăsta, nu știu exact unde este. Ok, va trebui ca să-l găsesc manual atunci, dacă nu vrea să vină el la mine. Iar și asta e parte din farmecul acestui joc. Nu-ți dă mură în gură. Te pune să faci munca de spionaj. Deci, e un joc de spionaj la care chiar spionezi. Ceva ce mi se pare insinuitor. Că a progresat atât de mult. Uite, unul acolo sus. Dacă știu că sunt... Văd fața... nu este el. Hai să mai căutăm indivizi. Sunt destul de mulți soldați în zona asta, așa că... Opa, te duc acolo. La pământ, capul la cutie. Se apropie și o mașină care vine pe partea cealaltă. Cam se apropie ăștia de bine. Stai, ăla din față parcă-i ținta. Seamănă de la distanța asta. Da, parcă ăla este. Cred că ăla este. Hai să testăm în teoria mea. Îmi place că poți să te răstu... Oh, nu, 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 de ce face asta, de ce face asta? Îmi pare rău. Îmi pare atât de rău de ce ți-am făcut. Sper doar că nu erai tu. Sper doar că nu erai tu. Ok. Dacă insiști tu, deci asta era. Upsi. Upsi, upsi, upsi. Hai să văd cum îl trezesc. Problematică situația. Aici am fi în siguranță. Nu. Avem o opțiune pe aici de a-l... Așa, asta l-a trezit. Asta o să-l trezească. Așa, perfect, perfect. Așa. Ok. O casetă nu are la el. Ok, centru, bun. O, e de partea aia. Ok. Aha. Ok. Duat. A, trebuie ca să la dorm. Adică se pare de parcă nu a dat informații de bunăvoie. Fără cinema ce pompoase, direct în acțiune, deși se ca va întrezi așa, dar oricum. Ok, bun, acum să mă duc încolo. Așa, tiptil, tiptil, tiptil. Iar și este un joc de stealth foarte bine făcut. Că vă spuneam mai devreme, puteam să fac scheme diferite, cum ar fi asta. Deci, vedeți? Fizicalitatea este atât de bine făcută. E serios, este superbă. Se pare că așa cam așa avea și Metal Gear Solid asta 4. Și poți să te învârți așa frumos.
Deci este super făcut în multe aspecte jocul ăsta. Și iarăși, ăsta e doar Ground Zeroes. Varianta finală, Phantom Pain, care va avea preț întreg. Deși ăștia... Cei care au cumpărat varianta de consolă al ăstuia au cam plătit aproape preț întreg. Noi avem doar 20 de euro de dat. Sau mai e din când în când la super ofertă. Ok, trebuie să mă furișez pe unul. Pitit, pitit, nu chiar de pitit. Mai semi-pitit așa, semi-pitit. Wow, nașpa. Este cineva acolo, m-a văzut, se uită după mine. Mă furișez. Sneaky. Pot chiar să merg foarte stealthy dacă apăs control. Și sper doar că nu voi fi văzut. E mai indicat să stau într-un colț, să mai întâi să supraveghez toată zona, să mă asigur că nu este nimeni în calea mea, să-i marchez pe toți inamicii. Dacă îi marchez pe toți, sunt notați și chiar îți spune când se apropie unul prea mult, adică îți spune că bai, ești intrat în zona ta de acolo. Crap! Iarăși sunt prea lângă... încă unul. E încă unul acolo. N-ai văzut nimica. Keep your eye on the birdie. Totul este în regulă. Nu e niciun soldat acolo căzut la pământ și a dormit. Ok, ce mai avem pe aici? Ce alți soldați? Sunt un acolo. Parcă mai era unul lângă el. Nu văd să fi fost unul lângă el. Mi se pare că pot să bubui alea cu ceva efort. Nu știu dacă am grenadă misiunea asta. În campanie aveam grenadă la mine, acum nu cred că am. Pot să verific dacă am. Nu am grenadă, dar am night vision. Care este inutil pe timp de ziua. Pe ăsta nu-l văzusem. Ar trebui ca să-l iau de aici. Nu spune că vine un camion fix pe lângă mine pe aici. Fix în drum. Crap. M-a văzut. Damn it. Ok, protocolul de apărare numărul luat. Fugi, run, snake, run. Run. Poate nu mă vede la timp. Parcă era pe aici un... Da, știu ce o să fac. Oh, damn it, nu sunt aici, le-au luat. Trebuiau să fie pe aici câteva... Astea... Amor o dată, adorme o dată așa. Trebuia să fie un tab pe aici. Cu un tun pe el. Pot deschide asta? Nu pot deschide asta, trebuie ca să urc altfel. E cineva deasupra? Cred că e cineva deasupra acolo sus. Snake urcă. Nu poate să urce, e prea sus. Ok, coboară. Stai pitit. Ok, ăștia încă mă văd. Pentru că sunt în turn, probabil. Să trecem la ostilități. Să stăm aici pitiți. Dacă aveam cumva o grenadă, sau... iarăși, în Ground Zeroes nu prea ai gadget-uri, de fapt, cred că trebuie să deblochezi câteva. Poți debloca arme, de fapt, am deblocat arme. Pe care le poți găsi la punctul de început al misiunii principale. Un magazin. Nice. Am mai multă muniție. Pot să urc mai sus de atâta? Ăla este în fața mea sau e în spatele... Nu, ăștia sunt chiar în fața mea. Damn it. M-au văzut. Trebuie să stau pitit aici. Planul lui Malefic a ieșuat iar. Ok, hai să fugim iar. Run, snake. Ce contact? Nu vede niciun contact. Totul e secret. Tot e bine ascuns. Ok, sunt doi lângă mine. Nu e așa, dar era unul în spatele meu. Hai. Caploctie, bam! E amuzant cum poți face asta. Foarte amuzant. Urcă, Snake, urcă! Nu prea ia comenzile rapide de urcare. Adică din fugă. Cumva să vede un elicopter. Te-ai plouat. E un lansor de rachete. E un sniper rifle. Am un sniper rifle. Nu, stai, pe ce-l activez?
2, 3... Ah, am grenadă. Ah, chiar am grenadă, da. Flare grenade pentru elicopter. 1. Avem sniper rifle pe care nu pot folosi pentru că nu are pe un să o pună din câte spune el, dar dacă mă ridic, aș avea pe un să o pun. Snake n-ar omor oameni, adică da, e o legendă pe câmpul de luptă, dar este mai pacifist. Bine, nu, stai, nu, nu, asta e Big Boss, scuze. Asta e Big Boss. Big Boss e straight up murderer. Deci, el nu dă doi bani. Adică nu după Metal Gear Solid 3. Ok, întrebarea e cum scap acum. Hai că iau la fugă. Run away, get away, fly away, hi, hi, fugi, snake, fugi, snake, fugi, snake, fugi, snake, așa. Nu prea ia damage de la căzături, îmi place asta. Ok, măcar nu sunt... Pot cumva să deschid asta? Nu cred că pot să deschid. Dar pot deschide asta. 3... Nu asta. Ok, aruncăm o grenadă în chestia aia. Așa, i-am lăsat fără un de-asta. Hai, furăm un jeep și o luăm la fugă. Run away, haide, fugim cu jeepul, fugim cu jeepul. Era și un tab în misiunea anterioară, văd că l-au scos. Adică nu era... A, uite-l acolo. Oh, e activ. Ok. L-au chemat din... Oh. Hai să fugim de aici, rapid, ca nu cumva să ne ia acel jeep, acel tab în vizor cu lanțul său de gloanțe foarte mari și o să doară asta foarte tare. Este foarte sprintent, deci speram să aibă o animație ceva mai abruptă la sări, nu la fel de abruptă la săritura din schimbăm arma. La săritura din jeep, adică să fie așa mai nuanțată oarecum. Așa. Fum galben bun. E cam periculoasă zona, dar trebuie ca să o... n-am de ales. 4... Ok, am... Nu, n-am nevoie de asta. Ok, zona văd că e oricum sigură. Adică m-aș aștepta ca să vină după mine, dar văd că n-au venit. Ok, mă bucur de asta. Zoom... deci pe F am zoom-ul de la... Ok, nice. Au implementat foarte bine chestiile astea. Controlul este superb, deci are un control... Ca să mă fac înțeles, că... Kojima Productions nu prea face jocuri multe de PC. Dar aparent, echipa care au ales-o ca să porteze jocul, au făcut o meserie excepțională, deci... Este fără cusură. Este o portare superbă. Adică dacă varianta finală Phantom Pain o să fie la fel de bine făcută, ăsta e un standard nou. Adică Ubisoft. Ok, trebuie să mă mut la un LZ. Ok. Bun, hai că te aștept, coboară. Va zboară pietre? Cred că zboară pietre. Deci ăsta este un standard nou pentru portări. Dacă Ubisoft mai îndrăznește să mai facă o portare, vorba vine, ei au studio din Ucraina, se ocupă doar cu portări, predominant. Konami au o mică echipă care s-a ocupat de asta. Și uitați-vă ce au făcut. Adică funcționează superb. Oh, da, și trag în mine. Elicopterul poate fi doborât, așa că trebuie să am grijă cum și când îl chem. Dar dacă ies din raza lor de foc, da, am ieșit, ok, sunt safe. Misiune îndeplinită cam așa, cam nașpa. Să recunosc că a fost nașpa îndeplinită misiunea, am sfeclit-o grav. Da, eu am omorât chiar doi combatanți de amici. Wow, n-am omorât niciun, dar doi au fost alertați. Rankul B, ok. Nu e rău, mă aștept ca să fie mai groaznic. Da, are... Deci... Interogare. E un black site acum. Interesant. Mm-hmm. Trebuie ca să iau mai multe. Deci,
este un, nu este neapărat un joc de mergi până la obiectiv și fast, nu, e vorba de explorare, e vorba de îndeplinirea obiectivului până la punctul său maxim, e foarte bine făcut, cred că trebuia să asculte acea casetă, că poți să asculti casete pe care le găsești, e wow, e superb. Fastest marking of all in trials, been unlocked, hard mode pentru misiunea asta și multe altele. M-am uitat ceva? Dacă nu vreau ca să iau o altă misiune acum. Poate una pe timp de noapte. Dacă nu o să iau aia cu asasinarea a două ținte. Care iarăși trebuie să le identifici tu, cum poți mai bine, nu. Nu ți le dă mură în gură. Ador faptul că nu ți le dă mură în gură. Adică nu te tratează ca un idiot. Aveți idee cât de bune sunt jocurile care nu te tratează ca un idiot? Cât de, de fapt, cât de rare sunt. Asta trebuie ca să distrug astea. Trei sau mai multe. Iar astea sunt încă blocate. Ok, hai luăm asta cu asasinarea. Da, vreau ca să continui. Misiunea asta parcă este în zora, așa că e tot pe timp de dimineață. Pe timp, e tot pe lumină. The rank some other base are made up of, da, recruți recrutați de Snake și câțiva care au ajuns separat. Recrutați în sensul că au fost răpiți de Snake în Peace Walker, practic. Era chiar amuzant chestia asta. O să poți să răpești oameni și în The Phantom Pain cu acel fold. O să poți să răpești capre. Că acum este dimineața. Nu, este la prânz. Să brecare dimineața, dar că e... Alte condiții, iarăși, sunt alte condiții atmosferice. Este acum mai multă lumină, lumină mai albă. Dar trebuie că se găsesc pe... Ok. Tiptil, 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 tiptil. Este un fix în fața mea. Vreau ca să-l prind pe ăsta cu CQC, nu vreau ca să-l tranquilizez, dar am tranquilizat-o pornit la îndemână. Așa. Nu, 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 l-am prins, l-am prins, am zis că l-am prins. Zi ce știi. Ce nu-mi place oarecum este că au pus pe taste asta, adică trebuie să pus pe tasta sus și o stângă trebuie ca să fac asta. Asta n-are voce. Mai știe ceva oare? Ok, asta e tot ce știe. Ce să-i facem, ce să-i facem? Nu, nu vreau ca să-l omor. În schimb o să-l adorm. Așa. O să se trezească dacă lasă așa, așa că mai bine îi dau și nu în cap. Hai. Că mai face... Nu, stai pe loc, mă! Că nu e totalitate grozavă țintirea, că mai face chestii cum ar fi asta, deci... În funcție de unde țintesc, își va mișca poziția corpului și asta poate provoca mici probleme. De asemenea, coliziunea nu este mereu super exactă, dar e totuși mai... Ăștia au fețe, deci... Toți au fețe. Fețe întregi, nu ca la asta lițeghițul lungul de Assassin's Creed Unity. Asta sunt în față. De la acolo. Parcă urma să vină un da, vine un jeep. Jeep, jeep, jeep. Ăla parcă e o țintă. Stai, la pământ, la pământ. Tab. Nu. Deci are barbă mai albă și este chel. Barbă mai albă și este chel. Întrebarea este poartă. Iar și pus să-i auzi. Taci, caz, că-i ascult pe ăștia. Caz, taci. Caz, taci. O sfinte să o învinesc, te omor. Fapt, nu o să te omoare oricum, liquid. În Metal Gear Solid. E un spoiler. Aha. Deci îmi spune, cred că mi-a spus de arsenalul ăla. Ăla este. Seamănă al naibii de mult cu ăla. Deci seamănă foarte mult cu ăla. Suspicios de mult chiar. S-a întors ăla de aici? Nu, nu s-a întors. Deci pot să mă duc mai departe. O să mă duc după el. Poate, poate ăla este. Dacă am noroc, ăla este. Jocul îmi spune... mă uit pe hartă. Nu spune că este acolo, îmi spune că este unul acolo și unul acolo. Dar nu sunt tocmai exacte alea. Adică s-ar putea să fie. Adică seamănă. Trebuie să investighez să fiu sigur. Oh, damn it! Ridică-te, Ioane! Ala naiba, Ioane, ce ai făcut?
Am lovit cactusul. Da. Spre cale să fugă. Spre cale să fugă. Știu că spre cale să fugă. Măcar că zic că să era măcar unul dintre ei. Zic măcar că era unul dintre ei. Zic măcar că era. Nu, nu era. M-am înșelat amarnic. Ok. Restart checkpoint. Upsi. Upsi mare de tot. Deci nu era ăla. Nu era. Trebuia să mă duc la unde se putea misiunea. Se vor muta totuși de acolo, așa că aveam suspiciunile mele. Hai să dacă... Scuze dacă pot cumva să prind pe ăsta suficient rapid încât să nu știu seama că sunt acolo. Da, 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 and a finger in the eye. Hai. Da. Ia zi ce știi. Admin armory, ok, bun. Așa, acum să-l sugrumăm puțin tel. Nu vreau ca să-l omor, dar... Scrieți-vă o chestie. Stare curios o chestie. Dacă l-arunc cumva în apă, dacă va muri. A. Vreau ca să-l arunc... Să văd dacă va muri dacă l-arunc în apă. Așa, jos de tot. Dacă l-a zvârlesc. De asemenea, asta e treaba, că îl tot trag de colo-colo, dar nu cad chestii din el. Nu cad bucăți de echipament din el. Aparent nu pot ca să arunc în apă. Păcat. În hit... Wow. Wow. Ăla mă cam vede. Ăla mă cam vede prea bine. N-are colisiuni tocmai perfecte cu solul când este la pământ, dar... nici nu e nici chiar groaznic. Tot n-a dormit ăla. Ăla se va trezi dacă nu-l adormă. Nu vreau ca să se trezească. Așa, sunt ușor, prințule. Nu ești o țintă. Zi mersi că trăiești. Acum să ne strecurăm până mai adânc în insulă și apoi să încercăm să găsim măcar pe unul dintre ăștia. Atâta, măcar unul se găsesc și gata. Voi încheia demo-ul. Tiptil, 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 tiptil. E puțin cam spălăcită grafica în secțiunea asta, adică poate că e de la lumină, adică prea mult, adică spun. Iarba nu e super grozavă asta, dar în rest arată ok. Iar și asta este practic demo-ul plătit al lui Ground Zero, lui Phantom Pain, numit Ground Zeroes. Da, 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 navigare. Aerial photo, fotografia aeriană. Nice. Pot să fac fotografie aeriene. Campus. Zoom out. Harta. Pot ori cu fotografie, ori fără. Ok, deci să mă duc unde mai aproape. Unde mai aproape? Zoom in, zoom out. Acolo ar fi mai aproape. Trebuie doar ca să ajung rapid, pentru că o să plece de acolo în curând. Mă întreb dacă îmi puteam cumva să mă ascund în jeep. Cred că putem să mă ascund în jeepul ăla. Ok, hai să ne furișem. Tiptil, tiptil, tiptil. Ok, alunecat. Îmi place că poate să alunece. Fizicalitatea e foarte bine, foarte bine făcută. Abar n-am cine este Zadornov. Ah, cred că era unul dintre băia care erau pe acolo. Asasinii. Ok. Ne ascundem. Da, 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 da. Loophole, minefield, barbed wire. Am înțeles, Caz, am înțeles, am înțeles, Caz. Nu trebuie să-mi dai chiar de multe detalii acum. Se vede că este un joc Metal Gear, adică n-ai nevoie chiar de multă expoziție, serios, Kojima, n-ai nevoie de atât de mult. Înțeleg că vrei să adaugi detalii, dar fă-le mai opționale. Adică nu le băga pe gât. Ai încredere în oameni că poate că știu și își dau și seama cu timpul despre ce este vorba. Oh, crap, 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 crap. Deși
Am văzut recent o analiză destul de interesantă a lui Metal Gear Solid 2. Una care ar cam justifica faptul că tot încearcă să dea, să facă cam evident anumite chestii în următoarele sale jocuri. Anume că tot Metal Gear Solid 2 trebuie ca să fie doar o simulare VR, nimic din ea reală și de fapt să fie un fel de subvertire a faptului că jucătorul s-a așteptat ca să joace cu Solid Snake și asta explica de ce la final Solid Snake avea în esență munții infinită. Și era oricum făcut să fie ultimul joc din serie, dar n-a fost, așa că de aia nu face nimic sens în el în comparație cu conturile sale. Ok, nimic a ieșit din rază. Hai să ne uităm la ăla. Ai întoarce capul. Nu ești tu. Parcă mai era un soldat pe aici, nu mai este. Aud pe unul cum strănută. Avem un soldat. Avem încă unul. Mai era încă unul cu ei, dar nu-l văd. E s-a dus încolo. O să mă urc în turnul ăla dacă pot. Și s-a urcat într-un jeep. Mai bine nu mă risc. Adică, capul la cutie. Stau aici până când trec ei pe lângă mine. Nu te duc încolo, nu te duc încolo, nu te duc încolo, așa. Ok, m-a arătat. Liber aici. Hai, urcăm tiptil pe scări. Poate nu ne va vedea și îl vom elimina pe ăla de acolo de sus. Îl vom adormi, adică nu vreau ca să-i fac rău. Tiptil. Sper că nu m-a auzit, cred că m-a auzit. Ok. A adormit. Este ok că a adormit. Pe ăsta l-am prins cum trebuie. Ok, bun. Acum, de aici... obtain secondary weapon. Okay. Mai sunt în zona asta? Da, mai este în zona. Hai să-l căutăm cu binoclu. Este pe aici, pe undeva. Nu-l văd momentan. Ar putea fi înăuntru acolo. Depozit. Ok, n-am voie. Sau n-am timp ca să mă duc până acolo. Poți să intri în anumite clădiri, nu în toate. Ok, l-am văzut. E fix acolo în fața mea. Ok, acum trebuie ca să-l... ok, asta o să pleci cu jeep-ul. Așa că scuze, Balet, trebuie ca să te... Trebuie ca să-ți fac felul cum ar veni. Ok, chiar poți să intri în first person camera, frumos. Din păcate i-a luat-o la fugă. A plecat. Pot să fac asta, aici. Woohoo! Geronimo! Drop down. Control. Cum cobor de aici? Așa, control. Ok, i-a luat-o la fugă. Măcar știu care este dintre ei, așa că îl pot găsi. Am greșit asta, scuze, Snake. Ok. E un mediu foarte bine făcut pentru un joc de genul ăsta. Da, e o singură locație, dar ai atât de multă varietate în ea. Trebuie să mă apropii la 20 de metri ca să pot să lovesc cu pistolul. N-are efect la rază mai mare de 20. Bine că nu m-a auzit. Foarte bine că nu m-a auzit. Noapte bună, prințeso. Ușa nu pot deschide. Știu, mi-ai zis de câteva ori de asta. Asta e că nu cred că m-am uitat de când am început misiunea asta iar. Da. Este un acolo sus, nu mă vede, e bine. Hai, înaintăm mai rapid acum. Liber și aici. Cred că o să fie unul în față acolo jos, că la data trecută era. Acum trebuie să-i adorm pe toți, sau doar pe ăla, sau doar pe ăia, și ca să le elimin pe ăla. Ok, la cutie, ascunde-te drept cactus. Cactusul ți-e prieten. A cactus is your friend. Dificilă situație în care m-a pus ăla.
Ok, măcar nu mă mai vede acum. Ăla este ținta. Trebuie ca să cobor tip til pe undeva pe aici pe jos. Încă un soldat. Cred că nu seamănă cu el. Asta m-a băgat în confuzie. Doar că ăsta n-are șapcă. Încă mai sunt o statice. Poți să salvezi o statice aia. Un dintre ei este Kojima în sine. Trebuie să-mi bag de cactus iar. Sau de psaci ăștia. Sper să nu se întoarcă ăla. Nu cred că se întoarce. Dacă îi întoarce la capul, ok, am acum cale liberă. Pasul nu ar fi ca să-l rupem pe ăsta. Să mă asigur că nu va fi o amenințare. Ca nu o să decide spontan ca să schimbe patrula. Încă puțin să fiu sigur. Perfect. Pasul 2 ar fi să-l adun și pe altul. Mai cam departe. Așa că mai bine doar intru direct aici. Sper că să fie deschisă ușa. Nu, ușa nu este deschisă. Așa că poate dacă... A întors spatele. Bravo, bun băiat. Bine că ai întors spatele. Oh, crap. N-ai văzut nimic. N-ai văzut absolut nimic. A văzut cam multe. A văzut cam chiar prea multe. Nu-i nimic, mama. Mă furișez așa încet cu încetul. Stai acolo. Am auzit casa. Trebuie ca să-l adorm și pe ăsta. Mai adorm pe ăsta. Ok, mai bine reîncarc. Reîncarcă, Snake. Reîncarcă. Adam, sunt prea jos, sunt prea aproape de pământ. Mai este și chestia în fața mea. Sper doar ca să nu dea alarma. Cum este pe ușă să nu dea alarma. Perfect. Ok, care dintre ăștia ești? Tu erai, da? Unu eliminat. Ok, deci cam asta este ideea lui Metal Gear Solid Ground Zero sau Metal Gear în general. Ca un joc de stealth este foarte bine făcut, e superb. E un stealth, iarăși, ai mecanici bune, bine făcute, o mișcare fluidă, una ei care acționează cam pe cât de bine a funcționat vreodată în seria Metal Gear, ceva ce e ok pentru că Metal Gear mereu a avut una ei cât de cât, în special de la al doilea încolo, a avut una ei grozav. Ne mai uităm pe unde este ultimul. Ultimul este acolo sus. Lângă armurerie. E cam departe, așa că nu cred că mai apuc în acest demo. Data viitoare voi încerca să revin cu Raven's Cry dacă nu cumva dau peste alte bug-uri care iarăși ia crash-uri cam... au luat cam multe, cam prea des. Adică nu puteam să fac un demo, simplu spus. Nu aveam cum. Sper doar ca să mai apară un petic, că oricum nu-i fac un review prea curând. Să ne poți identifica chestii cu asta. Și cam asta a fost... Cam asta a fost tot. Ne revedem când ne revedem și etc. Bla 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 bla. La revedere.